Bună ziua! Vă prezint emisiunea Noutățile săptămânii la Postul GRT. Eu sunt Ana Echizli și astăzi vă povestesc principalele noutăți a acestei săptămâni. Cel de-al doilea summit al comunității politice europene desfășurat la 30 km de Chișinău la Palatul Vinerii Mimi a reunit circa 50 de lideri, prim-ministri și înalți funcționari de diferite state. La 1 iunie am scris istorie împreună, a subliniat luni în cadrul unei conferințe de presă președintele Maia Sandu. În aceste zile, toată Europa a arătat că are încredere în Moldova. Summitul Comunității Politice Europene, la care au participat 49 de președinți, prim-ministri, înalți oficiali europeni, a pus Moldova în centrul Europei și a arătat lumii întregi că noi, moldovenii, putem face orice ne propunem și că suntem mândri de țara noastră. Președinta le-a mulțumit tuturor celor care s-au implicat în organizarea și desfășurarea summitului. Ea a spus că aceasta a demonstrat că vocea Moldovei contează în comunitatea internațională. Comunitatea este o platformă de dialog pentru toate țările de pe continentul nostru. Pe această platformă, o dată la jumătate de an, conducătorii statelor UE și non-UE se adună și discută probleme comune majore, modalități de a face față consecințelor războiului care ne afectează pe toți, evitarea altor conflicte pe continent și restabilirea păcii. Moldova este un partener respectat al țărilor europene și nu este singura care se confruntă cu dificultăți, dar nu este unică, a spus Maia Sandu în discursul său. Ea a informat și despre unele acorduri la care s-a ajuns. Un beneficiu concret al legăturilor noastre strânse cu UE este faptul că moldovenii vor putea fi mai aproape de cei dragi și vor putea vorbi la telefon mai ieftin și mai des. Tarifele la roaming cu Uniunea Europeană vor fi reduse semnificativ din 1 ianuarie 2024. Mai mult de aceasta, liderii europeni au promis mult sprijin pentru ca Republica Moldova să depășească crizele energetice și să modernizeze armata națională. Întrebată de jurnaliști despre costul financiar al acestui eveniment, șefa statului a menționat că beneficiile summitului au depășit cu mult costul acestuia. Ea a promis că până la sfârșitul săptămânii, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va prezenta un raport privind cheltuielile, inclusiv asistența acordată de Consiliul Uniunii Europene. Reamintim că Moldova a găzduit la 1 iunie cel de-al doilea summit al Comunității Politice Europene, unde aproximativ 50 de lideri europeni au discutat despre securitatea energetică și legăturile reciproce dintre țări. Participanții la adunarea cetățenilor au menționat că doar prin cunoaștere și respectarea voinței poporului poate fi construit un stat cu adevărat democratic. Ei au citat argumente în favoarea organizării unui referendum republican consultativ. Președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, consideră că acesta poate deschide perspective de depășire a crizei prin care trece astăzi Republica Moldova. Astăzi, Republica Moldova trece prin grave crize sociale-economice care au afectat viața tuturor cetățenilor țării. Țara noastră se îndreaptă cu viteză mare către un stat dictatorial, polițienesc, unde drepturile și libertățile fundamentale ale omului, statul de drept și democrația sunt călcate în picioare, iar ideologia partidului aflat temporar la guvernare este impusă ca unica ideologie a statului. Fapt care reprezintă o gravă sfidare a Constituției. Toate aceste abuzuri, în opinia lui Dinu Țurcanu, au loc în contextul discuțiilor despre integrare europeană. În același timp, guvernul PDS promovează o politică de apropiere fără precedent de NATO. Autoritățile ar trebui să se consulte cu cetățenii, a declarat Țurcanu. Mulțumim. Majoritatea celor care nu sunt de acord cu actuala putere politică de la Chișinău sunt hărțuiți, persecutați penal și obligați la tăcere. Iar votul democratic al cetățenilor este anulat în cel mai josnic și barbar mod, care nu mai cunoscut istoria contemporană a statului nostru. Cu regret, toate aceste abuzuri și fără de legi au loc pe fundalul declarațiilor triumfaliste de integrare europeană și sub tăcerea rușinoasă
a celor reprezentanți ai statelor Uniunii Europene care a priori sunt obligați să protejeze și să promoveze acele valori europene care distrug zi de zi Republica Moldova. Oare așa trebuie să arate un stat candidat la integrarea în comunitatea europeană? Ori între timp criteriile de la Copenhaga au suferit careva modificări pe care nimeni nu cunoaște. Учитывая, что согласно основному закону национальный суверенитет принадлежит народу. Conform legii, suveranitatea națională aparține doar poporului Republicii Moldova. Cele mai importante probleme ale societății și ale statului se supun referendumului conform articolului 75 din Constituția Republicii Moldova, fiind conștienți de faptul că problema dezvoltării externe a statului, care presupune renunțarea parțială la suveranitate, nu poate fi promovată fără consultarea deținătorului suprem al puterii, poporul Republicii Moldova. Без общенациональной консультации с высшим носителем власти, народом Республики Молдова. Participanții la adunarea cetățenilor au decis în unanimitate să creeze grupul de inițiative care va colecta semnături în sprijinul organizării referendumului republican consultativ. Acesta va fi condus de primarul de Orhei, Pavel Virejanu, și de personalitatea publică Mihail Vlah. 27 mai, у нас прошел съезд. Съезд депутатов всех уровней – это... La 27 mai am avut un congres al deputaților de toate nivelurile, unde s-a decis să ne așezăm la masa de negocieri cu autoritățile centrale. Noi nu vrem să ne certăm, la urma urmei ne putem consulta cu poporul. Но на самом деле, как предыдущие ораторы говорили, но можно же посоветоваться со своим народом, куда мы идем? Anterior, Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a declarat că ar fi imposibil de organizat un referendum republican privind cursul politicii externe a Republicii Moldova în acest an, deoarece există anumite restricții în codul electoral. Printre acestea se numără interdicția de a-l organiza cu 60 de zile înainte sau după alegeri. În plus, este stipulată o perioadă de cel puțin 2 luni pentru colectarea a cel puțin 100.000 de semnături. Comisia are la dispoziție 30 de zile pentru a le verifica. În toamnă, în Republica Moldova vor avea loc alegerile locale generale, a precizat Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a examinat cererea Moldova Gaz de reducere a tarifului la gaze. Potrivit deciziei agenției, tariful la gaz a fost redus la 16,73 lei pentru un metru cub, fără TVA. Cu TVA inclusiv, tariful pentru consumatorii casnici va fi de 18,07 lei. Informația a fost publicată într-un comunicat de presă al Ministerului. Analizând calculele și documentele justificate, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a constatat că există câțiva factori obiectivi de micșorare a prețului. Micșorarea prețului mediu anual de achiziție a gazelor naturale de la 927 dolari 1000 metri cubi la 750 dolari 1000 metri cubi. Evoluția cursului mediu anual al monedei naționale față de dolar, proiectat pentru anul 2023, estimat la 18,99 lei dolarul față de cursul mediu anual 19,32 lei dolarul inclus în prețul actual. Locuitorii din regiune au declarat că, având în vedere mărimea salariilor și a pensiilor din Moldova, prețul gazelor ar trebui să fie mai accesibil. La noastră zarpată este și-o mnăgavată. Ce de? Mă foarte rădă. E ждem când achitanțe придут. Și încăcă și-o visocă țină. Цена вообще должна быть 4, максимум 4,50. И тогда это поможет людям, пенсионерам, которые не имеют чем платить газ, и тем категориям людей, там, инвалидам и прочим. 4,50. Это очень плохо, очень много. Подешевле, конечно, дешевле. Очень дешевле не стоит. У сумака не стоит. Он учитель не стоит. Очень беля пара алмаза не стоит. Значит, дать этому правительству надо дать медаль. Этому правительству надо дать медаль, потому что снизили цену. Пускай люди работают, не пускай они бездельничают люди. Найдут они деньги, куда платить. Вот у нас ли немного, нормально. Пускай работает. Пенсия 2200.
Что мне это что, дешевый газ считается? Они продавали, они частникам продавали по 14 лей. В прошлом году, то есть, а сейчас людям делают большую скидку сделали. Очень большую скидку. Спасибо. А зато зарплаты себе подняли два раза. Хотя бы в пределах 11, хотя бы 10-11. Ну что, люди просто не потянут. Дорого. 2000 лей получаешь, и что, хватит? Не хватает. Так что дорого. Очень много для пенсионеров особенно. Нам и 4 лея много было когда-то, а теперь, наверное, об этом будем только мечтать. Очень много. Правительство столько получает вроде помощи с Европы, но что-то газ у нас дороже, чем на той же Европе. И на Украине вроде война, но однако же мы едем за товаром на Украину, и газ у них тоже дешевле. Это вообще для простого народа непонятное положение. Ну, высокий, но все-таки лучше, чем был. Намного лучше, чем был, но... Я думаю, со временем, может быть, еще упадет. Există însă și cei care se tem că prețurile ar putea reveni la nivelul anterior până la iarnă. Даже 15 лей, если будет, для нашего населения это неподъемная цена, учитывая уровень заработной платы и пенсий. Ну, 18, конечно, хорошо, что не 30 уже, но опять же это не дает гарантии, что к зиме у нас опять не поднимется до 30. Поэтому люди должны настроиться на то, чтобы собирать денежки на зиму и попытаться чуть-чуть экономить летом. Да нет, конечно, это надо было оставить хотя бы как летом, как надо. А потом пусть 18 или 16 будет к зиме. К чему они? Они нас вообще сгребли все, чтобы имели запасы там, всю жизнь работали для хорошей жизни. А что они нам делают сейчас? И что, это мало, что ли? Это очень много, все равно цена большая. Нигде нет таких цен. Только у нас. Ну, 18 лет, это, конечно, хорошо, это не 30, но все равно это много, я думаю, потому что для нас и 18 лет тоже неподъемно. Особенно для пенсионеров, думаю, что надо бы еще. Decizia de reducere a prețului la gaze va intra în vigoare imediat, ce va fi publicată în Monitorul Oficial. Cred că nu au fost așa de complicate subiectele. La fel cum am învățat și cum am studiat parcursul anilor, am făcut față la toate exercițiile. Eu cred că se putea mai bine descris. Am scris destul de ok. Cred că voi avea o notă corespunzătoare cu ceea ce am învățat pe parcursul anilor. Ceea ce m-a afectat cel mai mult a fost restricțiile care sunt impuse la toți elevii. În special scoatem toate bijuteriile, cum centurile. Venim de la ora 6, ne pornim de acasă, suntem departe de centru de bacalaureat și asta pentru noi este o problemă. Astăzi la examenul de bacalaureat a fost destul de complicat, aș spune, dar cred că am făcut față, am scris destul de binișor după părerea mea. Sper să am o notă bună. Părinții au venit și ei să-și susțină copiii să treacă examenul de bacalaureat, iar sentimentul de neliniște nu i-a părăsit, la fel ca și pe absolvenții înșiși. Очень переживала, ночь не спала, и все как-то так, конечно, как любая мама переживает, потому что это важно для детей. Этот последний экзамен очень важны. Дальше мы хотим в институт, и от этого оценки, конечно, средний балл, оценки, все повлияет. Rezultatele examenelor de bacalaureat vor fi anunțate în perioada 25-26 iunie. Fișele de notare vor fi afișate în centrele de licență pe 26 iunie. Profesorii speră ca elevii să se descurce bine în această sesiune. Absolvenții vor susține examenele de bacalaureat între 2 și 20 iunie. Siguranța copiilor în timpul vacanței de vară este una dintre principalele preocupări ale părinților. Natalia Grâu-Iachimova, ofițer șef de avertizare al Departamentului de Poliție, spune că, în primul rând, părinții trebuie să-și învețe copiii regulile de circulație. Este necesar să-i facem pe copiii să conștientizeze că traversarea străzii în loc nepotrivit și joaca pe șosea sunt interzise prin lege.
Părinții trebuie să se asigure că copiii lor înțeleg și respectă regulile de pieton. De asemenea, ei ar trebui să-și învețe copiii cum să meargă corect pe bicicletă, role și trotinetă, subliniază Natalia Grâu-Iachimova. În cazul în care un părinte decide să-i cumpere copilului său astfel de echipamente sportive, este de asemenea necesar să îl protejeze. Trebuie să cumpărați o cască, genunchiere, cotiere. Nu trebuie să vă zgârciți la aceasta. Mai presus de toate, trebuie să asigurați siguranța copilului dumneavoastră. În cazul în care copiii sunt lăsați singuri acasă sau plecați cu prietenii, părinții trebuie să fie mereu în contact cu ei. Păstrați în permanență legătura cu copiii, dați-le telefoane, aflați cum se simt, cel puțin o dată la două ore, să știți cum sunt și cum își petrec timpul. Ar trebui să fiți mereu la curent cu cine comunică copilul și ce site-uri web vizitează, astfel încât dacă se află într-o situație dificilă, un părinte să fie acolo pentru a-i ajuta. Aparatele electrice și de gaz, utilizarea lor de către copii trebuie să fie strict supravegheată de către părinți. Este important să li se explice cum să le folosească în mod corespunzător și la ce poate aduce neglijirea regulilor de siguranță. Este necesar să le transmitem copiilor că nu trebuie să deschidă ușa persoanelor străine. Există o mulțime de reguli, dar dacă îi învățați pe copii un comportament sigur la o vârstă fragedă, acesta va deveni un obicei. Exemplul fiecărui membru al familiei este cel care contează. Când eram copil, obișnuiam să mă joc cu chibrituri. Am fost certat aspru pentru aceasta. Acum îi sfătuiesc pe frații și surorile mele mai mici să nu o facă sub nicio formă. Pentru copii, timpul liber adecvat și supravegherea constantă sunt importante. Mergem la tricotat, ei se joacă, mergem la locul de joacă, în curând vor începe să citească, să se pregătească pentru școală. Sunt ascultători, dacă sunt lăsați singuri, chiar le cerem să nu plece nicăieri până nu ajungem noi. Angajații de la departamentul de poliție spun că în caz de urgență trebuie să sune numărul de urgență 112. Ministrul de Interne, Ana Revienco, a declarat în cadrul emisiunii În profunzime de la postul de televiziune ProTV că autoritățile intenționează să înăsprească sancțiunile pentru încălcarea regulilor în cazul accidentelor rutiere. Legea care a fost votată în Parlament va intra în vigoare foarte curând și vine cu sancțiuni mai dure, dar trebuie să înțelegem un lucru. Sancțiunile sau măsurile punitive trebuie să fie ultimul set de măsuri care se implică. Nimeni nu-și dorește iarăși și iarăși sancțiuni. Or, trebuie să mizăm, să punem accent pe educație, pe informare, pe responsabilizare, pe astfel de metode care, în primul rând, previn. Această lege va veni și cu sancțiuni mai mari pentru viteză, pentru încălcarea vitezei, pentru nerespectarea dreptului pietonului și cu multe altele, dar introduce și un element nou care sperăm să aducă un element nou în recultivarea responsabilității șoferului și anume ridicarea dreptului de permis chiar la locul faptei, fără a aștepta luni în șir cu riscul. Statisticile arată că cele mai multe accidente sunt cauzate de șoferii care circulă cu viteze excesive sau neatenți. Din cauza că drumurile sunt foarte rele. Ar trebui reparate și o să fie foarte bine rezultat pe loc. Вот, наверное, покупают права так они некоторые. И вот не соблюдают правила дорожного движения. Очень много нетрезвых водителей ездят. Почти все покупные права. Разве они сдают экзамены и знают правила? Нет. Нет. И причина это. Потому что коррупция. И многие покупают права, а не сдают на самом деле, как есть. Неопытность водителей. Не хотят учиться. Любят скорость некоторые, но не умеют контролировать машину или не ухаживают за машинами, не делают вовремя, что нужно, и как бы ломается, ну, из-за этого. Șoferii au declarat de asemenea că sunt de acord cu retragerea permisului pentru infracțiuni grave. Pentru că fiecare când e permisul,
Știi la ce riscuri merge? Затрудняюсь на этот вопрос ответить, но если человек пьяный и совершил очень серьезное ДТП, я думаю, что стоит забирать права. Наверное, правильно. Раз он совершил аварию, у него может быть уже, как, психика может быть уже не в порядке из-за аварии. Ну и как бывает, раз говорят, раз один раз в это корыто зашел и второй раз тоже. Conform noi legi, șoferii care depășesc limita de viteză cu mai mult de 60 km la oră, li se va suspenda permisul. De exemplu, dacă un șofer depășește 60-80 km la oră, permisul îi va fi reținut pentru 30-45 de zile, iar amenda va ajunge la 2500 de lei. În cazul unei viteze mai mari, permisul va fi privat pentru 60-90 de zile. De asemenea, a fost majorată pedeapsa pentru șoferii care nu acordă prioritate pentru trecerea pietonilor care traversează strada în conformitate cu legea. Amenzile pentru acest comportament vor crește de la 500 de lei și 2 puncte de penalizare la 1500-1800 de lei și 5 puncte de penalizare. Totodată, deputații au aprobat micșorarea pedepsei pentru nerespectarea semnalizării rutiere. Contravenienții vor primi acum doar un avertisment sau o amendă de 500-600 de lei, adică jumătate din suma actuală. În acest an, agenții economici din cadrul Fondului de Susținere a Antreprenoriatului pot primi granturi de până la 200.000 de lei. Programul acoperă finanțarea bugetului proiectului în mărime de 80% pentru start-up-uri și 60% pentru antreprenorii existenți. Bugetul programului pentru anul 2023 este de 2 milioane de lei, spune Natalia Civalska, șefa Direcției Principale pentru Dezvoltarea Economică și Turism. Pornind de la această sumă, înseamnă că potențial 10 întreprinderi nou înființate sau antreprenori existenți pot beneficia de suportul financiar nerambursabil. Un program de granturi pentru start-up-uri și întreprinderi mici și mijlocii a fost lansat pe 29 mai. Natalia Ciuvalska notează că există deja cereri din partea solicitanților de granturi. Solicitanții trebuie să depună cererile și un set de documente la Direcția Generală de Dezvoltare Economică și Turism a Găgăuziei, strada Lenina 196, municipiul Comrat, până cel târziu la 28 iunie. Termenii și condițiile de participare pot fi accesate pe pagina web a Direcției Generale de Dezvoltare Economică și Turism, precum și pe site-ul oficial al Găgăuziei, găgăuzia.md. O comisie specială va decide asupra alocării granturilor. Solicitanții de granturi trebuie să garanteze deschiderea a cel puțin 3 locuri de muncă cu un salariu egal cu salariul mediu lunar din economia Găgăuziei. Acesta este de 7.553 de lei. Angajatorul trebuie să achite salarii cel puțin egale cu această sumă. Programul de granturi pentru susținerea startup-urilor a fost lansat pentru prima dată în 2018. În perioada sa de funcționare, 54 de agenții economici au beneficiat de sprijin financiar în valoare de 9.500.000 de lei. Aceste fonduri au fost utilizate pentru diverse activități, fabricarea produselor de panificație, cultivarea microverzeturilor, producerea brânzeturilor, croitorie, confecții, confecții metalice. Nu este ușor să acorzi timp fiecărui copil și să împarți în mod egal dragostea maternă, mai ales atunci când sunt 3, 4 sau mai mulți copii. Mamele găgăuze fac față cu demnitatea acestei sarcini. O familie numeroasă este visul lor devenit realitate și devine fericirea lor, a remarcat Irina Vlah, bășcanul Găgăuziei. Mie тоже посчастливилось стать мамой. Я тоже прожила эти счастливые моменты. Материнство подарило мне бесценный опыт. Оно наполнило меня любовью.
Viața nu vine cu o instrucțiune, viața vine cu o mamă, iar puterea unei mame este uneori mai puternică decât legile naturii. Sunt sigură că dacă mamele din diferite țări s-ar putea întâlni, nu ar exista niciodată război pe pământ. Vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră neprețuită. Toate meritați respect. Той пропорции, которую каждая мама определяет сама. Ведь не зря говорят, жизнь не приходит с инструкцией. Жизнь приходит с мамой. Медалия Шаны Анна a fost acordată familiei care crește 8 copii. Mama a mai multor copii, Людмила Черневолу, combină cu succes îndatoriile materne, activitatea socială și profesională. Конечно, эмоции переполняют. Emoțiile sunt copleșitoare. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au organizat o petrecere atât de minunată. Deși în majoritatea cazurilor sarcina principală revine mamelor, tații care sunt mai des în umbră joacă un rol la fel de important. Знаете, многодетность не всегда поощряется. Люди часто избегают этого. Știți că avea mulți copii nu este întotdeauna încurajat și există o mulțime de întrebări din partea oamenilor. Sunt nopți nedormite, dar astăzi am ajuns la o anumită etapă. Avem adulți și copii mici. Am învățat cum să trăim. Ne doresc tuturor putere, ca Dumnezeu să ne dea și putere și tărie. Ca Dumnezeu să binecuvânteze și să aibă mai multă grijă de familiile cu mulți copii, mai ales în această perioadă dificilă. Nu este ușor să-i crești, să-i înveți, iar conducerea și țara, când ajută, este o mare binecuvântare. Premiul a fost înmânat soților Ivanov din comuna cea Cadărlunga. Elena și Dimitrii cresc 6 copii și servesc drept exemplu pentru familiile tinere. Это действительно очень волнительно. Я сожалею, что нашего папы нету. Vă mulțumesc, acest lucru este foarte interesant. Le doresc tuturor să nu se oprească, să aibă copii. Всем желаю, не останавливайтесь. Рожайте. Familiile medaliați au primit cadouri pentru copiilor, de asemenea familiile au primit premii în bani, astfel de evenimente au loc în Găgăuzia începând cu anul 2020. 18 mame din familii numeroase din autonomie au primit medalii. Sortarea gunoiului, instalații de tratare, creșterea numărului de plantații forestiere, acestea sunt sarcini pe care autoritățile și locuitorii trebuie să le rezolve împreună. Apele uzate sunt deversate în corpurile de apă. Lipsa instalațiilor de tratare, precum și fosele septice improvizate, duc la contaminarea apelor subterane de suprafață și, ca urmare, apa potabilă de calitate rea în fântâni. Если брать три больших населенных пункта, это Камра, Чадырлунга, Вулканешта, то очистные сооружения работают только в Чадырлунге и Вулканешта. В Камрате они, к сожалению, не работают, выполняется только механическая функция, и поэтому неочищенные стоки попадают в реку Ялпуг, загрязняя ее. В настоящее время выделены денежные средства, разрабатывается проект на строительство новых очистных сооружений в муниципалитете. Depozitele spontane de gunoi, acestea sunt combătute în comun de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului și autoritățile locale. În fiecare an sunt întreprinse acțiuni de mediu, dar după un timp, după cum a remarcat Nicolae Ghercioglo, șeful interimar al Inspectoratului pentru Protecția Mediului din Găgăuzia, în locul gunoiștilor spontane lichidate apar altele noi. Предусмотрено наложение штрафа на физических лиц от 12 до 24 единицах. Это от 1200 до 2400 леев. На юридических лиц сумма большая, 12 тысяч до 15 тысяч леев. Хотелось бы сказать, что на сегодня налагать штрафы могут, кроме экологической инспекции, также и примарии, поскольку внесены изменения в кодекс о правонарушениях и констатируют специализированные органы примарии и направляют материал на админкомиссию. Поэтому это тоже как бы является пополнением бюджета, и примарии должны тоже работать в этой сфере. Amenzi bănești sunt prevăzute de lege și pentru tăierea ilegală de arbă. Незаконная рубка
влечет наложение штрафа на физических лиц от 5000 лев до 10000 лев и на юридических лиц от 12 до 24000 лев. Din cauza tarifelor mari pentru resursele energetice, tăietorii de lemne ilegale sunt deosebit de activi, notează Nicolae Gherciogl. Если брать за последние 5 лет, то случаи только увеличиваются. В 2021 году, например, если было 60 случаев, в 2022 уже более 100 случаев, и сейчас за первый квартал или первое полугодие 2023 года уже больше 50 случаев. Это говорит о том, что незаконные рубки только идут в сторону увеличения. Мы постоянно проводим рейды по пресечению случаев. Николай Герчоглу индямна пе локуиторий Гагаузии се инчапа сеш формезе принципиле екологиче ши се айба грижа де натура инчапын де астез. În acest an, agrarii din autonomie vor recolta circa 50.000 de hectare de culturi de iarnă. Despre aceasta a informat Andrei Dimitroglo, șeful departamentului Complexului Agroindustrial al Găgăuziei. El a menționat că condițiile meteorologice au avut un impact pozitiv asupra primului grup de culturi care au început deja să se coacă. Этом году было тревожное состояние, около 60% всего лишь было влаги в метровом слое почвы. Но потом в марте месяце, в апреле были хорошие своевременные дожди, удалось растениям подкрепиться, были внесены удобрения практически на всей площади. Вот, удобрения начали осваиваться, и на сегодняшний день мы видим очень хорошее состояние. Фермерile din regiune sunt bine echipate cu propriile mașini de recoltat și nu există lipsă de combustibil pentru lucrările de recoltare, a declarat Andrei Dimitroglo. În prezent, 54.000 de hectare de teren arabil sunt în grija terenurilor cultivate, iar starea lor este satisfăcătoare, a declarat șeful complexului agroindustrial din Găgăuzia. Как будет урожай по второй группе, очень рано, потому что есть еще время, они только, скажем, начали развиваться, эти культуры. На них проводятся работы по защите их от болезней вредителей, работа по борьбе с сорняками. Здесь у нас около 54 тысяч гектар по второй группе хлебов. Основную площадь занимает подсолнечник на площади 36 тысяч гектар. Около 14 тысяч гектар занимает кукуруза. Вот. Есть горчица, у нас есть бахчевые культуры. И пока состояние неплохое. Potrivit lui Andrei Dimitroglo, în fermele agricole din regiune se desfășoară și alte lucrări de protecție a culturilor împotriva insectelor dăunătoare. Unde să vă mutați apicultura pentru ca albinele să nu sufere din cauza pesticidelor și a substanțelor chimice folosite pe câmp și în livezi? Aceasta nu este o sarcină ușoară. Acțiunea necoordonată a producătorilor agricoli și a apicultorilor a dus de mai multe ori la moartea insectelor atât de utile pentru ecosistem. Pagubele sunt uneori estimate la sute de mii de lei. Даже в вашем регионе в этом году было 7 мая, были протравлены две пасеки, одна в 40 улев, другая в 120 улев. Pentru a preveni cazurile de contaminare în masă a albinelor cu produse fitosanitare și pentru a putea coordona acțiunile apicultorilor și fermierilor aici și acum, la inițiativa Asociației Naționale a Apicultorilor din Moldova, a fost creat sistemul informațional BiProtect. Apicultorii înregistrați în aplicație trebuie să indice locația apicultorilor permanent și nomazi, perioada de ședere acestora și numărul de familii din albine. Каждый, кто производит какие-то работы по опрыскиванию, обработке полей и садов, и не имея значения физическое лицо или юридическое, она должна быть зарегистрирована в этом приложении и оповестить за 48 часов до начала обработки применения вот этих препаратов. Există облигации și pentru producătorii agricoli, spune Ion Maxim, directorul executiv al Asociației Naționale a Apicultorilor din Moldova. Принять меры либо по перемещению пчел, либо по их закрытию на момент опрыскивания. Апикулторы, регистрации на аппликации, примеск очисти нотификер интимприал, иначе ствел, ей о посибилитате диарекционала тимп.
Legea cu privire la apicultură și codul administrativ al Republicii Moldova au fost modificate pentru un rezultat mai eficient. Acestea au intrat în vigoare la 1 ianuarie anul curent. La 7 iunie, guvernul a adoptat un regulament care definește mecanismul de funcționare a BiProtect. Ion Maxim subliniază că fiecare apicultor și fermier trebuie să se înregistreze în sistemul electronic și să notifice în prealabil. În cazul în care nu vor respecta toate cerințele, vor fi supuși unor sancțiuni. Статья 20 или 21 закона о пчеловодстве гласит так: при нанесении ущерба пасеке возмещается стоимость улья, стоимость семьи, это, и возмещается весь упущенная выгода за целый год. Prețul pentru o singură familie de albine variază între 3 și 5 mii de lei. Despăgubirea pentru recolta pierdută se calculează cu o formulă specială, a conchis Ion Maxim. Aplicația BiProtect a fost creată cu sprijinul financiar al USAID în cadrul proiectului de competitivitate și sustenabilitate rurală în Moldova. Primele observații la stația meteorologică din Comrat au fost efectuate în anul 1892, a spus Lidia Tereșilă, șefa Centrului de Monitorizare al Serviciului Meteorologic. În acești ani, instituția s-a dezvoltat stăpânind noi metode de lucru. Serviciul hidrometeorologic participă cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului. Face ușile deschise pentru prezentarea activității de mediu care le face Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Totodată, campania de ușilor deschise de promovare a mediului și conservarea mediului și protecția mediului, Serviciul Hidrometeorologic va fi pe o perioadă de 2 săptămâni de zile, în jurul la 13 stații meteorologice pe întreg teritoriul Republicii. Astăzi este a treia zi de când facem acest tip de deschidere ușii în localitatea, în orașul Comrat, municipiul Comrat. Au fost două anterioare în municipiul Bălți și municipiul Cahul. Totodată, serviciul cu acest prilej își prezintă activitățile care le are de zi cu zi în protejarea mediului, cât și activitățile care ulterior se petrec conform solicitărilor anumitor angajați economici care solicită anumite activități de mediu. De exemplu, măsurarea volumului de apă pe râu, măsurarea unei cantități de apă într-un anumit punct și alte observații de mediu care Serviciul Hidrometeo le elaborează și le o face, adică le implementează. Una dintre cele mai vechi instituții din sudul Republicii Moldova, Serviciul Meteorologic din Comrat, a fost vizitată de un grup de copii de la Colegiul din Comrat, care poartă numele lui Mihail Cechir. Potrivit Element, aceștia au făcut cunoștință cu instituția pentru prima dată. Я учусь в педагогическом колледже на специальности туризм. Сегодня мы пришли на данную станцию в таких местах, до этого я не была. Мне было очень интересно послушать, что нам сегодня сказали о данной станции. Это чем они занимаются, деятельность их, год основания. В данных местах мне очень интересно бывать. Я считаю, что для моей специальности это будет опытом. Я приобрету здесь навыки определенные. И думаю, это мне все понадобится в моем будущем, в моей специальности. Просто интересно, как тут все проводится, как это все работает, куда это все поступает. Cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului a fost organizată o zi a ușilor deschise la stația meteorologică din Comrat, a declarat șefa stației meteorologice din Comrat, Tamara Ceban. Ea și-a început activitatea profesională în acest domeniu în anul 2003. Наша станция, как вы знаете, она действует фактически, она до войны создана и работала, но во время войны она прекратила свою работу. Я возобновила свою работу в 46-м году и работаем вот до сих пор. Хотя место поменяли до 75-го года было по Третьяково, 75-го года вот уже столько лет она
на этом месте. Сергей Пашков, метеоролог, шеф алстации метеорологичи Дин Комрад, лукрязала сервичул метеорологик Детриянь. Сейчас спуска, а часто мунка, есть интересанте энфелул ей. Очень нужная работа, потому что все знают, как меняется климат, к сожалению, в худшую сторону, и как это отрицательно сказывается на сельском хозяйстве и на жизни простых людей. Причем здесь у нас есть такой интересный, очень нужный аспект, это процесс постоянного непрерывного образования, то есть мы постоянно учимся, постоянно повышаем свою квалификацию. Есть перспективы развития, у нас здесь планируется в ближайшее время найти финансирование и построить региональный центр, то есть центр, который будет отвечать за юг, будет координировать деятельность всех метеостанций. Работа очень важная, очень интересная. Стация метеорологика Дин Комрад есть инклюзия ин региструл статилор Чентенари, Мондиале, де мониторизаре а времени. Региструл афост апробата кому саптамуна ла конгресул организации метеорологичи Мондиале. Кандидат в штинце историче Степан Булгар се окупа де активитец де черчетаре колектяза материали диспре история Гагаузии. Черчетарили сали ау парут ин диверсе едиции ин лимба руса, румына, украиняне ши турка. Лукрерили сали сунт инклюзи ин програма школара. Степан Булгар апубликат зеч де артикуле ши есеури, каре рефлекте история вяца ши культура Гагауза. Чикардыдык ильки ады бу. История, культура, традиция гагаузского народа. И хинджи, и чунджу класс чин. Чикты та чоктан. Шини чикты алтынджи, им докузунджи. Буна школьный кият. Ама яратмалар гирдле башка ерлер да, башка класслара да, литература да, да, да. Человек гагауз большой буквы для Гагаузии. Человек, который приехал сюда, оставил свою семью. Степан Степанович это вложил очень много силы и здоровья в жизни нашей Гагаузии. Это человек, который первый вдохнул мне второе желание и правильно принятого мною решение создать этот комплекс этнокультурный. И он сказал, этот музей под открытым небом, откуда ты, кто ты, что ты вот то, что я сделал в своей жизни, то, что я по крупицам собирал, ты смогла это воссоздать, и этим будут пользоваться миллионы людей, об этом узнает весь мир в открытом доступе в Гагаузофросы. И даже название Гагаузофросы, мы с ним вместе это думали очень долго, как назвать этот комплекс. И было принято решение назвать Гагаузофросы вместе с ним. În 1988 a fost publicată prima colecție de povestiri documentare ale lui Stepan Bulgar în limba găgăuză, Jean Pazary. În 1989 povestirea ca urma a fost publicată în colecția Ilkiyaz Türküzü. În 1990 volumul de povestiri Janavar Yurtular a fost publicată de către editura Literatura Artistică. Această carte conține povestiri care înfățișează diferite caractere ale găgăuzelor. Пользуясь случаем, от всей души, искренне, от себя, от своей семьи, хочу поздравить Степана Степановича, нашего дорогого, любимого, с этим юбилеем. Пожелать ему здоровья, самое главное ему здоровья, неиссякаемой энергии. В нем кипит энергия, желание сделать много для нашего народа. Столько книг написать, столько исследований проводить. Это человек с большой буквы, который создает историю, и сам есть история. Желаю здоровья, благополучия. Дай Бог здоровья ему дальше, чтобы жить и писал. Благодаря ему, я еще раз говорю, благодаря ему то, что что-то в Гагаузе написано, все сделано, понимаете, его мышлением, его, он ездит везде и всюду, даже тех ищет гагаузов в европейском масштабе. Собирает всех людей, кто участвовал, как где находятся эти гагаузы. Так что Степан Спарыш это такое человечество, которое мы должны его много помнить.
редактор шеф ал ревистелор Сабайл Дези, ши Гюнешчик, аутор анумероси публикации штиентифичи ши журналистичи, че Татьян Дионари ал ГГУЗей Степан Булгар, са наскут ла 10 июня 1953 энсатул Виноградовка дин районул Болград ал риджуни Одесса. Интро фамилия де церанин, каре вамени куноштяу ши онора обичейрле ГГУЗе фолклору популар. Студиу лор ил инспире пе Степан Булгар, ел интенционязе се континуе активите цели для черчетари фруктуаса и инвитор. Pregătirea pentru o expoziție, ca și pentru orice concurs, necesită întotdeauna mult timp și nu este în zadar. În acest an, datorită talentului și sârguinței copiilor la școala de artă, s-au adăugat 3 medalii de aur și 2 de bronz pentru participarea copiilor la expoziții internaționale. Дети готовились год, и это результат, и результат достойный. Поэтому мы решили отметить наших лучших детей, которые заслужили это. Printre câștigători se numără și cea mai mică elevă a școlii de arte, Alina Croitor. La vârsta de 9 ani, ea a câștigat deja o medalie de aur. Я рисовала водного короля водяного и море. Тебе понравилось участвовать в таком? И планируешь и дальше так? Да, мне очень понравилось. Я хочу дальше рисовать. Cristian Mititelu, un alt elev al școlii de arte și în prezent elev al Colegiului de Arte Alexandru Plămădeală, continuă să participe la concursuri și să câștige premii. Я занял третье место бронзовой медали в конкурсе «Подводный мир», который проводился в Латвии, город Ермали. Я продолжу эту деятельность, потому что я здесь развивался как человек, как личность. Мне очень понравилось. Я рисовала двух девушек, как они танцуют. Tot în această zi, conducerea școlii de arte a înmânat diplome celor 28 de elevi care au absolvit 4 ani de studii. Profesorii lor li s-au adresat cu cuvinte de despărțire. Пусть эта дорога продолжается у вас, потому что наша жизнь состоит из того, что мы все время учимся, все время познаем, все время что-то хотим узнать новое, необычное, незнакомое. Для тех, кто на самом деле собирается поступать по специальности, хотя бы как минимум за полгода, придите в художественную школу. У нас есть отличный состав, компетентный, профессиональный художник. Мы можем вам помочь подготовиться к поступлению. Целенаправленно, зная, какие экзамены там придется сдавать, вы будете нарабатывать эти навыки здесь, в художке, спокойненько приходите. На это не нужно ни платить, ни оплачивать обучение, ничего не нужно делать. Мы сами заинтересованы, чтобы помочь вам, чтобы в дальнейшем могли развиваться. Chiar și după ce și-au primit diploma, unii absolvenți continuă să se ocupe de arte și să ia cursuri cu profesorii lor preferați de la școală. Я очень рад, потому что это поможет мне в дальнейшем куда-то поступить, может развиваться. Я очень рада, так как я закончила художественную школу с отличием, 2 девятки, 4 десятки. Художественная школа, наверное, это хобби скорее, чем я планирую продолжать свою жизнь в этом. Я рада и грустна то, что все-таки выпускница, но так я в принципе рада. Astăzi, la școala de artă studiază aproximativ 200 de copii, 11 profesori îi învață pictura. Sunt deschise 3 filiale, în gimnaziul Curoglu, municipiul Comrat, în Congaz și în Svetlăi. Fără multă muncă nu se pot obține rezultate. O rutină zilnică strictă cu antrenamente de 2 ori pe zi și dorința de a reuși în programa școlară îi întăresc și îi disciplinează pe elevii liceului sportiv, recunosc ei. Este alegerea lor. Până la urmă, dorința lor de a deveni sportiv de succes în viitor a fost cea care i-a adus în această instituție de învățământ. Большая перспектива в будущем пробиться там уже на мировые соревнования, стать больше тренером, завоевать мастера спорта. Как бы тут все включено, грубо говоря. И общежитие, и тренировки, и школа так намного удобнее. Тут питание хорошее, тренировки, учеба тут легче намного, чем в других школах. Тут учителя добрые, тренера. Учеба и общежитие, как бы спорт нормально. Все отлично, в принципе. Довольно легко это все совмещать. И главное все делать вовремя.
Иначе стан личеу спортив во фи финализат декатре 3 зеч де копий. Ачештя сунт абсолвенц ай класселор аноа ша 12 дин 5 секций спортиве. Директорул школи а декларат ка уни динтре абсолвенц ар путя сэш континуе студииле. Де асеменя ва экзиста ши о ноу промоție. Де реглы аич ну экзиста дификултети на чест сенс. Энтодяуна экзиста ун нумер мари де персоане каре дореск са студиезе ла личеу спортив. Спортивном лицее жизнь у нас, скажем так, идет интенсивными темпами. И иначе тут нельзя, поэтому это именно спортивный лицей, потому что знают уже многие, все, наверное, полноценное лицейское образование и также профиль спорт, то есть каждый день двухразовые тренировки по 4 часа в день, это как получается. Тим де 8 ани дин класа 5 până în класа 12 băieții și fetele sunt angrenați în lupte libere și greco-romane, taekwondo, box și fotbal. Anul acesta, pușculița școlii s-a îmbogățit cu peste 100 de premii. Acestea au venit în urma participării la competiții republicane, internaționale și europene. Luptătorii de lupte libere și greco-romane au performat cu succes la campionatul țării, după ce au învins adversarii pe covor. Au câștigat titluri de campion. Вроде бы на лето собираются делать капитальный ремонт в общежитии, и чтобы условия были для детей, которые приходят сюда. Зал, вы сами видите, у нас здесь прекрасный зал, два ковра, есть все условия для тренировки, есть у нас распорядок дня такой, но кто не знает, понедельник, вторник, это мы работаем усиленно. Если есть погода на улице делаем тренировку. Au fost create toate condițiile pentru ca elevii să atingă culmile în sport, atât în ceea ce privește studiul, cât și pregătirea. Clasele sunt dotate cu echipamente moderne. O sală de antrenament face posibilă desfășurarea unor antrenamente de înaltă calitate pentru copii. După cum recunosc antrenorii, pentru ca șederea copiilor în cămin să fie mai confortabilă, căminul trebuie să fie extins, astfel încât copiii să se poată simți confortabil. În acest an, echipele de fotbal ale liceului sportiv, dar ele sunt 4, au avut o prestație triumfală în campionatul național la categoriile lor de vârstă și au obținut dreptul de a juca în prima divizie. Potrivit antrenorului Alexandru Gheorghe, acesta este un bun exemplu pentru copiii care doresc să studieze la liceul sportiv. Поэтому есть стимул для этих ребят, которые придут в лицей, работать. У нас хорошие тренера, нормальные профессионалы, которые и поиграли, и уже в тренерской работе имеют хорошие результаты. Можем научить детей, не ущемляют достоинства тренеров на месте, но две тренировки это дают больше плода для того, чтобы расти как профессиональный спортсмен. Departamentul de taekwondo intenționează să primească peste 10 copii în noul an școlar. Antrenorul Veceslav Dragoi a declarat că acest sport câștigă popularitate în rândul copiilor. Prin urmare, la școală vin nu doar elevi din Găgăuzia, ci și din raioanele învecinate. В течение года стараемся привлекать как можно больше детей, чтобы обучались в нашем спортивном региональном лицее, потому что, во-первых, финансирование другое. Есть возможность нашим детям, которые талантливые, которые хотят стремятся работать на результат. Есть возможность почаще их вывозить на турниры. Pe parcursul anilor de existență, liceul sportiv a crescut mai multe generații de sportivi renumiți, care au arborat cu mândrie drapelul țării la diferite campionate mondiale și europene. Printre acestea se numără Nicolae Grahmez, Ilie Argatu și frații Romanov, care acum transmit cunoștințele lor tinerilor sportivi. Aproximativ 150 de copii din tot sudul Moldovei studiază la liceul sportiv. Ați privit emisiunea Noutățile Săptămânii, privit știrile pentru a afla cele mai importante noutăți. O seară bună!